Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, sau bună ziua, că încă mai e lumina afară. Sunt Aura Stoienescu și sunt gazda dumneavoastră, așa cum v-ați obișnuit la emisiunea Ordinea de Zi. Avem emisiune de dezbatere electorală și am invitat astăzi membrii a trei partide din județul nostru. Domnul Gheorghe Bila, candidatul PNL la primăria Bolboș și primar în funcție, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Gheorghe Gorun, din partea PNSCD, candidat la Consiliul Municipal Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bun găsit! Bună seara. Bun găsit, nu știm, e bună ziua, bună seara, încă nu ne-am lămurit. E primăvară. Și domnul Marius Vlaicu, candidat UNPR la primăria Târgu Jiu, la Consiliul Județean, la unde mai sunteți, domnul Vlaicu? Și la Consiliul Municipal. Municipal, că știam eu pe trei. Da? Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara, salut și eu telespectatorii emisiunii electorale. Dacă regia este pregătită cu cronometru, să-mi confirme ca să putem să începem dezbaterea, da? Haideți să începem cronometru pentru domnul Gheorghe Bilea. Ce planuri aveți pentru noul mandat pe care vi-l doriți? În primul rând sunt candidatul Partidului Național Liberal pentru Comuna Bolboș, candidatura la primărie. Vin după un mandat de 4 ani, un mandat cu probleme, după cum bine s-a mediatizat. Pentru un nou mandat îmi propun în primul rând finalizarea datorilor istorice. Istorice, da, bineînțeles. De la fosta conducerea primăriei. Și plec de la ideea, în baza analizei din cadrul strategiei localității Comunei Bolboș, unde s-a făcut un studiu pe populație, se pleacă în primul rând de la premiza infrastructurii localității. Și aici mă refer la drumuri, canalizare și avem jumătate din comună cu alimentare cu apă, restul de jumătate. De asemenea, în al doilea rând, fondul funciar, o mare, mare problemă. Din 90 s-au emis acte de proprietate, adeverințe, procese verbale, titlul de proprietate cu mari greșeli și din toate titlurile, din 1700, să zic așa, de titlurile emise, cred că 1300 sunt cu greșeli. Restul nu au niciun act de proprietate, restul terenurilor și o să mizez pe parcelarea și efectuarea cadastrului în cadrul localității. Nefiind proprietar, mulți dintre locuitorii nu pot să-și construiască o casă, nu pot să-și înstrăineze un teren sau să-l... O să vină timpul când nici la APIA nu se poate acest teren accesa fonduri de la... subvenții de la APIA. În al treilea rând, aparatul funcțional al primăriei este în... am avut un aparat funcțional îmbătrânit, au rămas 4 posturi disponibile, anul acesta se mai pensionează încă 3 funcționari, urmărim angajarea unor tineri bine pregătiți care să facă față nevoilor și necesității comunei. Tineri care să cunoască bine legea pe compartimentul în care vor fi angajați și să fie răspunzător de ce fac. Spuneați despre datorii și am văzut acolo în programul dumneavoastră că au fost foarte mari și acum au rămas foarte mici. Cât era datoria istorică de la vechea conducere? A fost de 44 de miliarde, 460 de milioane. Vorbim și cât mai aveți de plată? În bani vechi și mai avem pe instanță 3 miliarde. Trebuie să-i plătiți că erau lucrări făcute și neplătite. Acum depinde ce decide și instanța. Sunt lucrări care, să zicem că au fost făcute și neplătite, dar nu sunt finalizate. Deci una a face și una a finaliza aceste lucrări. Dacă erau finalizate... Le-ați fi plătit fără da, s-au găsit soluții cu arierate, cu se puteau plăti, dar nefiind, neștiind de ele, de fapt, și nefiind finalizate, nu mi-am
asumat răspunderea pentru plata lor. Adică mai precis nu aveți măcar facturile? La unele da, la unele le-am luat de la acțiune pe instanță, deci nu au fost înregistrate în contabilitate. Bineînțeles, nefiind prevedere bugetară, nu se putea înregistra în contabilitate. Mulțumesc! Primele 4 minute ale dumneavoastră au expirat. Continuăm cu domnul Gheorghe Gorun, reprezentantul PNCCD și candidat la Consiliul Municipal Târgu Jiu, profesor de formație, profesor de istorie. Am văzut în programul dumneavoastră lucruri legate și de istoria orașului. Start cronometru, regia. Ce îmi propun? Această ce vă propuneți? Da, asta este întrebarea mea. Păi, important că mi-am propus să candidez. Foarte asta important. Asta este un prim punct în programul meu. Al doilea punct este că îmi propun să și câștig locul la Consiliul Municipal. Evident, de mine depinde foarte puțin, dar mă străduiesc. Apoi o să-mi propun să facem din Consiliul Local, e posibil să fie, și atunci să contribui și eu, așa, să facem din Consiliul Local un loc, un mediu, de dezbatere politică și administrativă serioasă, dezbatere serioasă, în care toate chestiunile comunității să fie întoarse pe toate părțile și soluționate cât este cu putință în folosul a cât sau în câștigul a cât mai mulți cetățeni. Îmi propun din această perspectivă, deci, să le solicit alegătorilor PNCCD, poate sunt și alții decât PNCCD care cuplează sau care sunt interesați de ideile mele, îmi propun să aibă în vedere că într-un asemenea forum de dezbatere este nevoie de o diversitate de idei, de o diversitate de ideologii chiar, pentru că în condițiile în care un asemenea organism este dominat de o singură formațiune politică sau de două formațiuni politice cu ideologii foarte strict delimitate, evident că nu vom avea cele mai bune rezultate din ședințele Consiliului Local. Pentru că acest prag electoral impus de partidele numite mari este totalmente în detrimentul cetățenilor. Nu este numai în detrimentul celor care candidează, ci și al cetățenilor. Dacă facem un calcul simplu, simplu de tot, la parlamentare, de exemplu, rămân nereprezentați și cred că cam jumătate rămân nereprezentați și în comunitățile locale, nereprezentați aproape o treime din cetățeni. Pentru că toate voturile sunt redistribuite altor partide. De pildă, eu n-am avut niciodată reprezentanți în Parlament în ultimii, să zic, cred că 18 ani, că niciunul din cei pe care eu mi-am votat n-au ajuns acolo. În schimb, ați fost parlamentar? Am fost, dar în anterior. Am fost mai înainte de 20, de 18 ani. De ce 18 ani? Da. Deci acolo este nevoie de o înfruntare în sensul cel mai corect al cuvântului și cel mai academic și cel mai serios de idei. Ideile care, dacă asaltul creierelor este transferat în aceste structuri organizatorice, cu siguranță deciziile vor fi cele mai bune. 40 de secunde, mai aveți? Am 40 de secunde, am trebuit să mai formulez o idee. Vă rog. În aceleași registru de intenții ale mele, doresc ca toate ședințele Consiliului Local să fie transmise de un post de televiziune, de un post local de televiziune în direct, sau de un post de radio local în direct, ca toți oamenii să vadă ce se petrece acolo și ce fac aleșilor. Și urmează în următoarea mea intervenție să... Mai sunt 13 secunde? Mai sunt 13 secunde? Da. Da. Atunci, în același registru, iar unele ședințe să se desfășoare în principalele cartiere ale municipiului. Există foarte multe construcții în municipiu și pentru asta administrația actuală merită felicitată, unde se pot face aceste întâlniri. Da. Mulțumesc! Bun, și acum să mergem la domnul Marius Vlaicu, care este candidatul UNPR atât la funcția de primar a municipiului Târgu Jiu, cât și
funcția de consilier, deci dacă veți putea fi colegi dacă veți câștiga la primărie și candidat la Consiliul Județean, star cronometru pentru domnul Marius. Așa cum a spus și domnul director, și eu mi-aș dori să fiu coleg cu domnul Gorun. Stimații târgujeni, stimați concitadini, sunt Marius Vlaicu, candidatul UNPR pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, consilier local și consilier județean. Am hotărât să candidez la alegerile din 5 iunie 2016 pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și vă voi prezenta, mai presus de politica propagandistă, nu vorbe, ci proiecte și viziuni pe termen lung cu fonduri alocate eficient în beneficiu cetățenilor, întrucât, din punctul meu de vedere, cetățeanul este prioritatea într-o administrație publică locală. Astfel, am în vedere că pe parcursul anilor cât vă voi reprezenta, fie în calitate de primar al municipiului Târgu Jiu, fie în calitate de consilier local sau consilier județean, acțiunile mele să se remarce printr-o regenerare urbană, prin soluții de trafic, rețele de utilități, curățenie și, peste toate, un standard ridicat al calității vieții dumneavoastră a cetățenilor. Oamenii trebuie respectați și nu disprețuiți. Nu trebuie și nu voi promite minuni în campania electorală. Voi fi un om corect, onest și voi spune cetățenilor ce doresc să fac și ce voi face cu transparență și corectitudine în beneficiu tuturor cetățenilor târgujieni. Oamenii orașului vor să fie reprezentați corect și ferm, vor să fie respectați și vor să facă din parte din organismul decizional. Vor să simtă că orașul aparține comunității și, de asemenea, vor să fie în organismul decizional. Înțeleg că funcția de primar presupune că primarul trebuie să fie la dispoziția cetățenilor. Comunitatea noastră are nevoie de proiecte îndrăznețe. Lansez o provocare pentru dumneavoastră, târgujienii, să aleagă un model de organizare urbană potrivit intereselor dumneavoastră. De aceea vreau să vă prezint un program politic format din 16 proiecte politice. Un prim proiect politic se referă la asfaltarea drumurilor și trotuarelor din toate cartierele. Vreau să vă spun că dumneavoastră, cetățenii, m-ați determinat să candidez la funcția de primar. De ce? Pentru că am stat de vorbă cu foarte mulți dintre dumneavoastră și mi-a spus problemele cu care vă confruntați și ce trebuie făcut în municipiul Târgu Jiu. De aceasta vă asigur că atunci când o stradă este, când se fac lucrări de canalizare, de înlocuire de conducte de alimentare cu apă, voi chema toți și furnizorii de utilități. Și aici mă refer la furnizorii de gaze, de energie electrică, de telefonie, de internet. Și dacă pe strada aceea sunt lucrări, vom încerca să facem acele lucrări o singură dată. Nu odată să facem canalizarea, după care să asfaltăm, să următoarea dată să vină gazele să mai distrugă asfaltul și iar să facem canalizarea. De asemenea, îmi doresc ca toate cartierele din municipiul Târgu Jiu să aibă apă și canalizare. De asemenea, un alt proiect al meu este ordine publică și siguranță pentru târgujieni. Copiii noștri au nevoie de siguranță, seniorilor noștri trebuie să le asigurăm liniștea. Toți târgujienii au nevoie de un oraș curat, civilizat, în care ordinea și siguranța primează. Doresc să prezint târgujienilor în dezbatere publică un proiect prezentând un studiu de prefezabilitate pentru introducerea unui sistem de monitorizare video în tot municipiul Târgu Jiu. Am înțeles că s-a demarat acest lucru la primăria municipiului Târgu Jiu și este un lucru bun. Este un lucru bun pentru că avem acest lucru și vom avea monitorizare în toate locațiile din Târgu Jiu. De asemenea, doresc să în toate cartierele sau în cartierele mari să înființăm posturi de poliție locală, astfel încât aceștia să-și facă simțită mai des prezența, mai ales noaptea, și atunci când sunt solicitări în diferite cartiere să fie operativitate în ceea ce înseamnă intervenție a poliției locale. Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Gheorghe Bilea, candidat PNL la primăria Bolboș, și domnule primar, domnul Bilea este și primar în funcție. Domnule primar, să continuăm cu planurile dumneavoastră pentru noul mandat pe care vi-l propuneți. Star cronometru regia. Deci, după ce am discutat de infrastructură, fond funciar, urmează o altă problemă, iluminatul public. La nivel de localitate, am demarat din bugetul local achiziția de lămpi de iluminat cu putere instalată pe LED, cu putere instalată de 20 de W. Deja lucrăm pe satul de centru, s-a montat 40% din
lămpile în acest sat, se va reduce simțitor consumul de energie de la 12 kW pe oră la 1 kW, nu vă vine să credeți. Da, chiar. Și din toate economiile, într-un an de zile ne-am făcut un calcul, amortizăm toate lămpile care s-au montat. Și în funcție de, la fel de bugetul alocat pe anii următori, urmează să continuăm cu celelalte sate și principalul, străzile principale. De asemenea, la nivel de localitate funcționează un târg săptămânal în ziua de duminică, unde țăranii de la noi din comună și din localitățile învecinate își vând produsele agricole, și animale, miere, tot ce poate să producă la nivel de localități. Intenționăm acest târg să-l modernizăm. În momentul de față facem parte dintr-un gal, galul Ținutul Cloșani. Avem strategia localității, după cum v-am zis, finalizată și urmează să implementăm un proiect pe fonduri europene în cadrul galului în jur de 90.000 de euro pentru târg sau pentru modernizarea și reabilitarea blocului cu 6 apartamente. Una din cele două locații vor intra în acest proiect european. Se vede care va fi mai eligibilă și mai necesară cetățenilor. Acest bloc cu 6 apartamente intenționăm să facem o bază de tratament, să avem pregătite două apartamente în eventualitatea în care avem profesori navetiști în comună, doresc să pe timpul săptămânii să stea în aceste apartamente. Vorbim de blocul de lângă primărie? Blocul de lângă primărie. Primăria am finalizat-o. Gata. Mai avem puțin la interior, două birouri și un hol. De când lucrați la ea, mai aveți 30 de secunde oricum. De când se lucrează la de ea, când se lucrează la ea, ați moștenit-o și pe jumătate. Era pe vremea aia, abia puteți intri în primăria București. Da, așa este și erau condiții. Și acolo erau probleme cu plata lucrărilor, nu? Da, bine, peste tot a fost probleme cu plata lucrărilor. Tot ce lucrărilor, s-a făcut, da. Angajamente fără să fie bani. De asemenea, avem proiecte pentru canalizare, în special satul Bolboși, Cătunul, Ursoița și ne concentrăm pe partea unde densitatea locuitorilor și, bineînțeles, la locuințelor este mai mare, ca să facem canalizare numai în zonele respective. Unde sunt zonele? Atâta. Continuăm după ce urmează următorul colect de platou. Vreau să vă spun, dragi telespectatori, că la primăria Bolboș pe vremuri nu se introduceau facturile în contabilitate. Deci era dezastru. Se pare că se poate schimba, că s-au găsit soluții ca totuși să revină pe linia de putere. Să continuăm regia cu un nou calup de 4 minute pentru domnul Gheorghe Goron. Știți ce greu este unui om la mijloc între doi primar, respectiv viitor primar sau potențial viitor primar? Fost suprefect. Pentru că cel de la mijloc nu prea are ce să promită, cum să zic. Pentru că mi-a venit în minte o afirmație cumva tembelă a lui Constantin Dobrogeanu Gherea când formula el primul program al socialiștilor români, așa, zicea, noi nu vrem puterea de la poporul românesc. Așa că, prin urmare, nici eu nu vreau să conduc administrația, pentru că n-am nici calitatea necesară și nici foarte mare tragere de inimă, că e prea greu totuși să conduci administrația. Prin urmare, toate proiectele mele se rezumă la inițiative. Asta trebuie să facă un consilier. Inițiative pe care mă străduiesc sau mă voi strădui, dacă voi avea prilejul,
să le materializez, fie prin susținerea mea foarte insistentă, aduc aminte de pildă că am obținut în Parlament de unul singur câteva realizări deosebite, n-are să mă laud, acum le păstrez pentru campania de la parlamentare, aceste, să le spunem, gloanțe. Da. Așa. Inițiative, deci. Practic, nu prea am nevoie de nimic. Să fiu sincer, nu prea am nevoie de nimic, dar cred că comunitatea și Consiliul Local pot să beneficieze de experiența mea. De experiența mea, de pregătirea mea, de ce am învățat eu în toți acești ani, inclusiv în cei 17 ani cât am fost directorul unui colegiu din municipiul Târgu Jiu. Prin urmare, inițiative vor fi în programul meu. Una dintre ele, de exemplu, pornește de la considerentul, de la realitatea foarte dureroasă, foarte dureroasă, că municipiul Târgu Jiu și județul Gorj, nu știu, o spun acum treia oară în dezbaterile electorale acum, nu se află pe niciun culoar principal de transport, de infrastructură. European. Pe niciunul care să ne ducă în Europa. Dacă facem un calcul ca să ajungă cineva de la Târgu Jiu la București cu trenul, îi trebuie vreo 6-7 ore și cu ce tren, dacă trebuie să plece în partea celălaltă, îi trebuie și pe acolo, până pe la Cluj, vreo 6 ore, până că la Timișoara, depinde pe unde se duce. Și adică este foarte, foarte greu să vină și investitori aici, că toată lumea se întreabă și cum dezvoltăm economia. Mă pricep puțin la economie, dar am o idee și mai găsesc idei pe măsură ce trece timpul. Pentru că fiecare dimineață când plecam lunea la Parlament, mă gândeam de acasă până la gară ce fac săptămâna asta. Și mergeați cu trenul la Parlament? Numai cu trenul mergeam. Da? Da, numai cu trenul. Și tot așa cum. Prin urmare, cred că aș fi inițiatorul unei propuneri în Consiliul Local ca acei investitori care vor crea în Târgu Jiu. E bine și dacă altcineva mea ideea, nu țin la ea, dacă eu nu sunt consilier, nicio problemă. Așa? Cei care deschid o investiție în Târgu Jiu și asigură, să spunem, 500, 600, 1000 de locuri de muncă, să beneficieze de scutirea totală de impozit o anumită vreme, apropo de liberali, când au formulat legea dezvoltării industriei, liberalii au scutit de toate taxele, toate utilajele pe care le-au adus din import cei care s-au ocupat de acestea, de impozite, au dat terenul fără impozit. Deci, scutirea de taxe și chiar concesionarea terenului în mod gratuit pentru o anumită perioadă. S-a dus timpul, nu? Da, acum s-a dus timpul, incredibil, mulțumesc. Incredibil, păi atunci ce se fac în Consiliul Local când se duce timpul așa de repede, nu? Corect. Domnul Marius Vlaicu, candidatul NPR la primăria, funcția de primar a municipiului Târgu Jiu, consilier local și consilier județean, poftiți. Continui cu proiectul 4 din cadrul programului meu electoral, proiectul politic, cel mai curat și verde oraș din România îmi doresc să fie municipiul Târgu Jiu și aici pot să precizez că s-au făcut pași importanți în municipiul Târgu Jiu și în orașul nostru în ceea ce privește colectarea deșeurilor menajere, mai ales salubrizarea și întreținerea zonelor verzi, dar eu vreau să vă asigur, stimați târgujieni, că această curățenie îmi doresc să fie în toate cartierele municipiului Târgu Jiu, nu numai în zonele centrale și în zonele limitrofe și îmi doresc să continui acest lucru. Vreau să impun un program strict și amplu de curățenie și sigur voi verifica zilnic că ceea ce stabilim în ședințele operative se va și întâmpla și pe teritoriu. Voi fi preocupat și de zonele verzi și acestea vor fi toaletate, tot ceea ce înseamnă zonă verde și vor fi întreținute lunar în toate cartierele. Un alt proiect politic îmi doresc ca pentru copiii noștri să construim și să locuri de joacă. Au fost solicitări din partea asociațiilor de proprietari și acolo unde sunt solicitări îmi doresc să construim locuri de joacă și lângă locul de joacă îmi doresc să construiesc niște foișoare atunci când părinții și bunicii vin cu copiii la locurile de joacă să poată să îi supravegheze fără să fie, să spunem, loviți de intemperii, soare, ploaie. De asemenea, îmi doresc ca în acele locuri să amenajez niște
utilaje, de fapt nu sunt utilaje, sunt niște elemente de sport pentru tinerii care doresc să facă mișcare în aer liber. Un alt proiect al meu pentru municipiul Târgu Jiu, care l-a atins și domnul director Gorun, domnul profesor, este crearea de locuri de muncă. Municipiul Târgu Jiu și județul Gorj, vorbim de aceste locuri de muncă din 1990, am închis capacități de producție și noi, oamenii politici, n-am reușit din 1990 să creăm locuri de muncă. Eu am menegeriat 5 ani de zile un parc industrial, singurul parc industrial din județul Gorj, la Bombeș Jiu, și vreau, împreună cu Consiliul Local, să identificăm înființarea unui parc industrial sau chiar două în municipiul Târgu Jiu. Știu ce înseamnă înființarea lui, înseamnă cel puțin o suprafață de 10 hectare în care să avem utilități. Parcurile industriale sunt de două feluri, fie parc industrial Greenfield, zonă verde, în care, având utilități, investitorul român, autohton sau străin, despre care noi trebuie să ne ducem către ei și să-i aducem, poate să-și pună hala de producție la dimensiunile pe care și-o dorește. Dar dacă avem și parc industrial Brownfield, cu clădiri pe terenul care are utilități, și mă refer la zona Rostramo sau la fabrica de țigarete, să vedem în ce mod putem să preluăm acele spații, ale cui sunt privat, dacă au datorii la bugetul local, și putem să facem legal să preluăm aceste locații. Pe zonele Brownfield vrem să reabilităm halele respective și să le dăm către investitorii care doresc să facă acest lucru. De asemenea, cum preciza și domnul Gorun, am și eu această propunere și trebuie luate aceste propuneri de la fiecare candidat, indiferent cine va ieși primar sau consilier. Eu, dacă voi fi, mă voi prezenta în fața Consiliului Local cu o schemă de minimis, și anume, dacă un investitor străin sau autohton investește o sumă de bani între 300 de mii și 1 milion de euro, sigur vom asigura, îl vom scuti de la plata impozitelor locale pe clădiri și pe terenuri, și sigur dacă va crea și noi locuri de muncă. Mulțumim! Iată că începem să colaborați candidații de la Târgu Jiu, de ce nu? Sigur. O să faceți administrație, nu politică, în momentul în care ați câștigat alegerile, da? E și nevoie și de politică, ca să învățăm să vorbim. Corect, corect. Continuăm cu domnul Gheorghe Bilea, candidatul PNL la primăria Bolboș și de asemenea primar în funcție. Start cronometru, vă rog. Și eu aș vrea să mă asociez cu colegii mei. Cu Târgu Jiu. Cu Târgu Jiu și, nu știu, aș avea o dorință, spre exemplu, vin de la Bolboș până la intrare în Târgu Jiu, fac 40 de minute. De la intrare în Târgu Jiu și până să ajung la prefectură sau la dumneavoastră aici, mai fac o jumătate de oră. Și eu la fel fac de aici. Și nu se poate așa ceva. Pentru noi, spre exemplu, în exterior o vedem destul de... Da, noi care în fiecare zi ne chinuim, domnul primar. Nu știu, pe interior, dar nu sunt locuri de parcare. Merg la prefectură, spre exemplu, la o ședință, trebuie să parchez mașina la gară. Păi de la gară până la prefectură mai fac încă un sfert de oră pe jos, nu ajung la timp. Și mai terminați treburile, da, la Bolboș altă dată. Da, sau la o altă instituție. Deci nu există locuri. Iată de parcare o temă la, pentru la instituțiile din municipiu. Și noi așa o vedem cei care venim de la... Și noi o vedem la fel care la stăm aici. Comun. Dar haideți să revenim la Bolboș. La Bolboș... O altă temă și un alt proiect pe care îl avem în vedere ar fi modernizarea unei școli în satul Bolboasa. Avem acolo trei clădiri cu 4 săli de clasă. Mai sunt necesare și laboratoare și nu au unde să-și desfășoare. Și aparatură, dar fonduri de unde? Se pot accesa pe fonduri europene. Da. Deci, da, merge accesa proiect. Deci să extindem corpul C de la școală, de la Bolboasa. Mai facem încă 2 săli de clasă, deci avem 5-8, avem 4 ani. Copii aveți destui? Da, acolo? Da, da, sunt 67. La nivel de comună sunt 431. Totuși stăm bine la capitolul ăsta. Țin să anunț
când noi ne-am ocupat de toate corpurile de școală din comună, avem 9 corpuri de școală, nu s-a abandonat niciunul, funcționează toate, deci nu sunt întreținute și cu sume modice. Deci noi, cum ați reușit să faceți asta cu sume modice? Cu un buget de 200 de milioane, vorbim în bani vechi, igienizăm și facem toate reparațiile vara, ne apucăm în septembrie, cu beneficiare 416. Vedeți că domnul director de la liceu vă primește cu atenție, da. Că dânsul știe cum și, se procedează. Da, cu beneficiare 416, luăm materialele. Noi avem selectat toți beneficiarii, cine se pricepe la zidărie, cine la zugrăveală, la... și cu ei facem toate lucrurile. Plus cimitirile, curățenie, plus și alte... Deci nu plătiți firme? În cazul ăsta nu. Avem și lucrări unde nu avem ce face. Unde facem o construcție, da, un pod, un... Acolo e nevoie de specialiști. Da, și că am adus aminte referitor la pod, anul acesta avem alocat din buget, tot la fel din bugetul local, că nu ne-am permis până în momentul când nu achităm datoriile, nu putem să accesăm fonduri, fiindcă creăm alte datorii. Doamne ferește, să nu putem să le plătim dacă vine o hotărâre și nu putem plăti. Deci avem un pod în Valea, la Ursoița, foarte, foarte urgent. O să ne apucăm de el. Am găsit un alt construct. Lângă școală, acolo? Da, da, aproape de... Da. Îl știu. Și... O secundă, gata, s-a terminat timpul. Dar spun eu că am mers la școala de la Ursoița, care funcționa acolo, într-un acolo vagon. Nu, am mers să filmăm că funcționa într-un vagon de... Da, da, da. Am citit și eu. Da? Da, da, fost, de mult, de mult. Acolo, ca subprefect, și era un pod de lemn pe care scria numele unui partid, dacă mi-amintesc. Nici până acum nu e gata să-l faceți, domnul primar. Podul. Că la școală podurile, s-a făcut, că mai sunt mai... Că la școală s-a făcut întâi gardul. Păi, normal. Da, dar ce gard s-a făcut? Nu comentam. Da. Să continuăm cu domnul Gheorghe Gorun, candidat PNCCD la funcția de consilier al municipiului Târgu Jiu. Vă rog să vă expuneți start cronometru. Păi, pornești de la această chestiune cu... Ce spunea, vedeți, domnul primar? Eu mă pliez bine pe dezbaterile civilizate și oneste. Eu n-aș găsi soluția descongestionării circulației în Târgu Jiu. Vorbeam cu domnul primar la Bolboș și mai înainte și spuneam că în județul Gorj sunt 360.000 de locuitori și 107.000 autoturisme. 107.000 autoturisme. Târgu Jiu este proiectat în anii 70, cred, 68, ba, mai curând în 70. Atunci s-au distrus toate, s-au fărâmat toate casele, majoritatea străzilor și s-au făcut arterele de circulație pentru mașinile de atunci. Și cred că erau în jur de 6.000 de mașini în Târgu Jiu, plus 6.000 în județ, ajungeau, erau locuri de toate tipurile. Prin urmare, aceasta este una dintre cele mai grele chestiuni, nu numai pentru Târgu Jiu, pentru toate orașele din România, absolut pentru toate orașele din România și alea, și pentru alea mărunte. Mă gândeam de mult, când contam și eu în politică și aveam și eu colegii mei de la partid în administrație, în consilii locale, consilii județene, noi ne gândeam că ar trebui duse toate parcările în afara orașului. N-ai unde să faci parcări, decât să le faci pe 7 etaje în sus sau să faci gropi pe sub blocuri ca să faci asemenea parcări. Nu există aceste părți, după părerea mea. Le găsesc candidații la primărie, probabil le găsesc. Eu nu aș avea o soluție. În afara orașului, deci. Dar nici acolo nu sunt terenuri. Dar sunt și doar 3 străzi în lungul orașului pe care se poate circula, dintre care 2 sunt cu sens unic. Păi și atunci cum să circulăm? E o singură bandă de circulație, da. Cum să circulăm? Facem o jumătate de oră de aici la prefectura. O singură bandă de circulație. N-ai unul și eu, nu mă duc în oraș. 2 kilometri. Nu sunt 2 kilometri de aici. Cât? 3. 1 jumătate. Ba, 2, 300, 2-300, da. O jumătate de oră. Deci, nu, eu acum, dacă aș candida la primărie, m-aș retrage din competiție. Ia uzi, domnul Blecu. Pentru că eu n-aș avea soluție pentru această chestiune, da? Păi da, ca și consilier trebuie să găsiți soluții. Nu, eu nu găsesc, eu găsesc soluții pentru altceva. La problema asta Găsesc propunere pentru altceva, pentru că eu nu decid nimic de unul singur.
Eu doar propun aceasta. Ok. Eu doar am inițiative. Corect. Ăla este un mini-parlament, da? Da. Cu parlamentul eram foarte obișnuit, foarte, foarte obișnuit. Păi dacă în parlament ați fost obișnuit, aici da. E simplu. Eram foarte obișnuit cu parlamentul, cu administrația, nu sunt obișnuit, dar repet, ăla este un mini-parlament. Păi sunteți legislativ. Exact. Unde se dezbat toate chestiunile importante. Prin urmare, continuăm cu inițiativele mele. Vă rog. Gândindu-mă că, așa cum o să fiu foarte, foarte votat și iubit de către electori, tot așa o să fiu de votat și ascultat de către colegii mei din Consiliul Local. Aș propune în timpul pe care noi am, nu, în această a treia repriză, aș propune să realizăm la Târgu Jiu, poate chiar cu ocazia zilelor orașului, cum să zic, nu pot să nu felicit administrația actuală că a introdus la Târgu Jiu zilele orașului. Hai să fim totuși, și domnul primar ne spunea înainte, de zilele comunei, e foarte frumos. Da. Așa, la zilele orașului, să introducem un festival al cărții. Pe lângă festivalul Berii, pe lângă festivalul Castanelor, care e nu știu unde, un festival al cărții, ca să trecem și dincolo de bucate și de celelalte. Și să vedem. Iar festivalul acesta al cărții să cuprindă pe lângă autori naționali foarte cunoscuți și autori creatori locali. Municipal felicitări și de pentru ce? Această idee, zero. Am terminat, nu? Mai avem zero o propunere foarte importantă din același mai registru. Mai avem calupul 4. Da. Bun, domnul Marius Vlaicu, candidatul UNPR la primăria Târgu Jiu, funcția de primar, consilier local, consilier județean, să vă văd acum ce soluții aveți pentru circulația din Târgu Jiu. Că... Sigur, o să prezint și eu, dar probabil în repriza a patra, continui cu proiectele pe să care... Să nu fugiți de întrebarea asta, sigur, da? O am și eu un program, da? Un proiect politic. Proiectul următor politic se reiese din dorința cetățenilor. Mulți cetățeni mi-au solicitat să înființăm un spital în subordinea primăriei municipiului Târgu Jiu, cu secțiile care nu există la celelalte spitale din județul Gorj și cu servicii de calitate și de siguranță pentru cetățeni. De asemenea, vreau să construim în continuare locuințe pentru tineri, ANL, și unul dintre blocuri pe care vreau să-l construim, vreau să-l dăm tinerilor care ies din centrele de plasament. Dacă statul în România asigură acestor copii care nu au familii, care nu au părinți, până la 18 ani educație, după 18 ani ei ies în această junglă a forței de muncă și vor și ei să-și facă o familie, să-și găsească un loc de muncă și în primul rând să aibă o locuință. Eu vreau ca unul dintre blocurile ANL să le dăm acestor tineri pe repartiție, acestor oameni care ies din centrele de plasament. Un alt proiect al meu se referă la învățământ. Vreau ca toate creșele, grădinițele, școlile și liceele să fie renovate. Încă din prima zi, preocuparea mea, în care voi fi ales și voi avea onoarea să fiu primar sau consilier local, atenția mea se va îndrepta către învățământ. Vreau condiții egale în toate unitățile de învățământ, indiferent de cartierul în cartierul în care sunt amplasate. De asemenea, vreau să construim două creșe noi și două grădinițe la nivelul municipiului Târgu Jiu. De asemenea, o propunere care au venit tot din rândul părinților. Îmi doresc, și poate domnul director mă susține aici, la nivelul consorțiilor școlare existente la nivelul municipiului Târgu Jiu, consorții școlare însemnând la un liceu sunt arondate două sau mai multe școli generale, îmi doresc înființarea... Nu, sunt centre financiare. Sau centre financiare. Cred că un singur consorțiu există, iertați-mă, că vă dau din timpul meu după aceea, un singur consorțiu există, Tudor Vladimir, da. Cu școala 8 și școala 4. Îmi doresc să înființăm after school. Deci părinții, unii dintre ei nu pot să-și ia sau nu există nici oameni, nici bunici care se ocupe de elevii care termină școala la ora 12. Îi doresc ca copiii să rămână în școală, să fie cofinanțare și din partea primăriei și din partea părinților pentru susținerea acestui sistem de învățământ after school, iar la ora 18 ei să aibă lecțiile făcute și părinții să și poată lua... Să poată să și mănânce, nu acolo. Sigur că da. Un alt domeniu foarte important și vreau să spun că vom susține performanța în sport. Doresc pentru prima dată să înființez la nivelul municipiului Târgu Jiu un club sportiv municipal.
Târgu Jiu, cu ramurile de sport care ne-au adus performanță în județul Gorj. Mă refer aici la atletism, basket, box, lupte, automobilism, handbal și volei. Îmi doresc ca la aceste secții să fie conduse de sportivi de performanță, oameni corecți și cinstiți, transparenți, iar acest club îmi doresc să fie condus de un om cu expertiză, un fost sportiv de performanță care are legătură cu sportul. Îmi doresc să vin cu propunerea și să fie aprobată ca 2% din bugetul Consiliului Local și al Primăriei să fie dus către acest club sportiv. De asemenea, îmi doresc să finanțăm și sportul de masă. Îmi doresc să înființăm la municipiul Târgu Jiu, să reînființăm campionatele municipale la copii și juniori, să susținem cluburile sportive de copii și juniori. De asemenea, îmi doresc ca în zona Drăgoieni să amenajez un complex de tip agrement, de tip aquapark, dar și pentru sport. Chiar doresc să construiesc un bazin de not, o pârtie de ski și un patinoar. Bine? Pentru așa. Are 20 de secunde de la mine. Nu, cedez la domn profesor, care are mai multă expertiză ca mine de viață și de funcție de conducere. Bun, ultimele minute, dragi telespectatori, avem și două spoturi electorale pentru doi dintre candidații prezenți astăzi în emisiune, așa că le vom mânca noi câte 30 de secunde la fiecare dintre dumnealor, că așa spune legea, spoturile electorale se difuzează pe timpii dumneavoastră de antenă. Așa că vom avea din cele patru minute alocate pentru fiecare dintre cei doi candidați. Vom opri cronometrul la 30 de secunde. Începem cu domnul Gheorghe Bilea. Start cronometru. Ultimele 4 minute, vă rog. 3 jumate. Am rămas la poduri, continuăm cu podurile. Da, vă rog. Avem un pod început și nefinalizat din 2008. În satul Bălăcești avem alocat tot de la bugetul local, dacă e bine grămuit, poți să faci și din bugetul local foarte multe lucruri, nu să le zic eu mărunte, foarte multe lucruri importante. Avem alocat 1 miliard, urmează și acolo să facem o expertiză tehnică, fiindcă e lăsat din 2008, automat trebuie să pornim de undeva. Și anul ăsta sperăm să-l terminăm și în punctul Bălăcești. Tot pe viitor, comuna fiind traversată de Jilțul Mare, Jilțul Mic, pe lungime necesită foarte, foarte multe treceri peste la proprietăți sau la diverse lucrări agricole. Și pe viitor ne-am gândit tot la fel să facem 2 treceri pe Jilțul Mare și 3 treceri pe Jilțul Mic. Nu de așa avergură. Da, podețe pentru utilaje agricole în special. De asemenea, nu rămâne să nu luăm în calcul activitățile culturale. Și sportive. Și sportive, dar bineînțeles, la și nivel de... Și ce vorbesc. La nivel de comună. Apropo avem de o tradiție... La Bolboș. Da. Avem o tradiție, hramurile care sunt în fiecare sat, regulat, hora satului, cum bine știți. Da. Zilele Comunei Bolboș, care coincid cu 15 august, când vin foarte mulți locuitorii ai comunei plecați la muncă în străinătate, vin în vacanță și zilele comunei prinde Sfânta Maria Mare și o activitate de hora satului, după cum știți, în 2 seri, concurs de biciclete, întâlnire cu pensionari, întâlnire cu cei plecați de afară, să vedem problemele lor. De asemenea, avem Festivalul Lăutarilor Gorjeni, care... Corect, care are 40 de ani, câți ani? 27 de ediții, da. De ediții. Și acolo, iar la fel, e un festival-concurs. Din tot județul Gorj, participare la fel de numeroasă. Și cu sportul? Și cu sportul l-am lăsat mai la urmă. E inima mea, cum se zice, echipa de fotbal... de la Bolboș, Unirea Bolboș, o am înființată din anul 1984. Finanțată din bani? Finanțată din banii privați. Nu în totalitate ai mei, dar mai am și, nu să le zic sponsori, dar iubitori de fotbal.
Și la ora actuală echipa e susținută de noi cât om putea. Dar, nu știu, s-au mărit și baremurile la arbitraj. 10 secunde mai aveți. Încercăm dacă putem să o dăm de Consiliul Local. Ar fi bine. Eu vă doresc mult succes dumneavoastră, să avem succes în alegeri și totul spre binele comunităților pe care le reprezentăm. Da, și am să vă opresc să vedem spotul electoral al dumneavoastră, cum a ieșit, că este proaspăt, cald. Dragi locuitori ai comunei Bolboș, sunt primar în funcție Gheorghe Bilea și candidez pentru nou mandat 2016-2020. Vă mulțumesc pentru încrederea și sprijinul acordat pentru o nouă candidatură și vă asigur că îmi depun tot efortul și inteligența mea pentru binele comunei. Veniți alături de mine! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Da, am avut și o informație de interes public. Și acum să continuăm cu domnul Gheorghe Gorun, candidatul PNCCD la Consiliul Municipal Târgu Jiu. Ultimele 4 minute. Continuând în același registru, cu activitățile mai, să le spunem așa, un pic mai de spirit, voi pleda pentru continuarea și dezvoltarea parteneriatelor dintre Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul Local, Consiliul Local, de fapt, acolo am eu treabă, activitate, cu Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu și cu liceele din Târgu Jiu. Pe la toate școlile, pe la toate liceele există oameni deosebit de buni, cum există și oameni care nu sunt buni, buni să facă treabă, dar sunt și oameni foarte buni, pentru dezvoltarea activităților de cercetare care privesc dezvoltarea durabilă a localității. Au făcut, universitatea a făcut studii, a lucrat și cu Consiliul Local și cu primăria și cu municipiul, dar să continuăm aceste cercetări, deci pentru dezvoltare durabilă, pentru corectarea anumitor situații de arhitectură, de chici, de mai știu eu ce. Cercetări sociologice, cercetări care să privească, care să se referă la aproape toate chestiunile care implică calificare din partea oamenilor care lucrează în aceste instituții. Pentru că spunea domnul inginer Vlaicu de școli, de toate școlile, școlile nu arată rău în municipiul Târgu Jiu, evident trebuie avută grijă de ele în permanență, numai că eu scriam cu mulți ani înainte un comentariu, spuneam că o să avem școli cu mobilier Neckerman, dar nu mai are cine să facă, cine să îi învețe carte pe copii. Da. Nu o să mai aibă cine să îi învețe carte pe copii. Asta e o mare problemă. Și știți care este marea nenorocire? Că azi am primit o imputație și nu știu cine zicea pe la Caragiale și sunt mândru de aceasta, nu știu care e personajul, îmi spunea o doamnă sau ce știu eu că le cam jignesc copiii. Eu le cam jignesc copiii. Mă întrebam, oare, ori știi ăștia ce înseamnă, le vorbesc urât copiilor, ori știi ce înseamnă că le vorbești urât, adică să le spui, nu, n-ați învățat nimic, voi nu știți nimic, și înseamnă că îi jignesc. Posibil, sunt puțin depășit de evenimente, de momente, de viitorul strălucit al patriei, cred. Cred că se poate petrece și așa. Las această chestiune și o altă inițiativă la care m-am gândit și mi-aș dori o valorificată, materializată. În Gorj a existat o foarte activă rezistență la comunism. O foarte activă rezistență la comunism.
cred că de vreun an de zile, un domn care îmi spunea că e de la Asociația Foștilor Deținuți Politici, apropo, îmi permite să-l salut pe prietenul meu, da, domnul inginer Andrei Balif, cu siguranță se uită la noi, este mare, mare om, mare colecționer, democrat desăvârșit, și am sentimentul că face parte din familia Balif, generalului Balif, care atunci când era major, generalul când era major, l-a primit pe Carol al II-lea la aeroport când s-a întors din străinătate, după care, după două luni sau doi ani, nu știu cât, se gândea cum să organizeze un complot ca să-l suprime pe Carol al II-lea. Nu mi-a povestit domnul inginer, sper să nu se supără pe mine, oricum este un mare, un reper deosebit pentru toată lumea și inclusiv pentru mine. Deci mai am să explic. 30 de secunde. Am. 4-5. Da. Fără spot. Prin urmare... N-are spot. N-am. Domnul... Nu, mai bine să n-ai. Mai bine să n-ai. Prin urmare, doresc să edificăm un monument al rezistenței anticomuniste în județul Gorj. În județul, dar în municipiul Târgu Jiu trebuie Târgu Jiu, să fie, da? Că n-are unde să fie decât în municipiul Târgu Jiu, chiar dacă momentele de rezistență foarte importante n-au fost la Târgu Jiu, a fost la Motru, de pildă. Când la Plopșorul? Când la Piscuri, la Piscuri, da? Nu, că Plopșorul era bolșevică până în măsul Vavaselor. Asta era comuna Plopșorul, satul Piscuri. Erau da, atunci era comuna Piscuri, da. Acolo a fost bătălie ca la posada între securitate și țăranide. Și țăranide. S-a terminat timpul, da? Cred că putem să facem această chestiune. Poate despre rezistența la comunism vorbim altă dată. Vorbim altă dată la o emisiune de istorie. De istorie. Domnul Marius Laicu, candidatul NPR la funcția de primar a municipiului Târgu Jiu, consilier local, consilier județean, vă rog, ultimele 3 minute și jumătate, că dumneavoastră aveți spot electoral. Voi încerca să fiu succint. Un alt proiect se referă la ocrotirea pensionarilor și a persoanelor cu dizabilități. Doresc să ofer pensionarilor, cât și persoanelor cu dizabilități, într-un an de zile, tichete sociale de 4 ori pe an, cât și cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor. La toți seniorii noștri, indiferent de cuantumul pensiei care îl am, vreau să subvenționăm transportul în comun cu 50% și intrarea la spectacolele sportive și spectacolele culturale la 50% din costul biletelor. De asemenea, la pensionarii peste 70 de ani îmi doresc să se aprobe în Consiliul Local ca să poată circula în transportul comun gratuit, cât și să intre la spectacolele culturale și evenimentele sportive care se organizează de instituții subordonate primăriei gratuit. De asemenea, doresc să reamenajez și să construiesc din nou 4 locuri de recreere pentru vârstnici în diferite cartiere ale orașului, cum deja există. Din iubire și respect pentru pensionarii noștri, pentru seniorii noștri, îmi doresc să organizez un bal al seniorilor și revelionul pensionarilor. De asemenea, doresc ca împreună cu Casa de Asigurări de Sănătate să reușesc să avem 4 cabinete medicale stomatologice pentru pensionari, cât și farmacii speciale pentru pensionari. Un alt proiect al meu se referă la transportul în comun civilizat și modern și trebuie să optimizăm, așa cum spunea și domnul primar și domnul director, totuși trebuie optimizat transportul în comun în municipiul Târgu Jiu, probabil se va defalca puțin prin aceste centuri care vor circula mai mult și vom avea mai un transport fluent, dar va trebui să construim și parcări supraterane sau parcări subterane. De asemenea, voi face o inventariere a troleibuzelor și a autobuzelor în subordinea societății Transloc și acele care nu vor corespunde le vor înlocui. Un alt proiect al meu se referă la soluționarea problemelor câinilor fără stăpân și a pisicilor. Vom încerca și vreau să vă spun, stimați concetățeni, că și eu sunt iubitor de animale și de câini și de pisici, dar trebuie să avem o siguranță a copiilor, a familiilor atunci când merg în parcuri și se plimbă pe străzi. De aceea voi identifica toți câinii și pisicile fără stăpân și le vom duce în padocuri, alături de Direcția Sanitar-Veterinară și de Medicul Veterinar, cele care sunt bolnavi vor fi eutanasiați. Vreau să reamenajez locurile publice, vreau să înființez un loc public pentru picnic, pentru familiile care vor să meargă la picnic în zona localității Ezurer, componenta Târgu Jiului. Vreau să reabilităm în continuare blocurile reabilitare termică și vreau să amenajăm toate cimitirele la nivelul cimitirului din centrul din municipiul Târgu Jiu. De asemenea, vreau să avem parteneriate cu școlile post-liceale și toate universitățile din municipiul Târgu Jiu și vreau să înființăm o casă de cultură a studenților și a tineretului. E nevoie de așa ceva, unde să avem activități specifice tineretului și studenților, de
la ansambul folclorice, de la trupe de teatru și activitate. De asemenea, vreau să construim o pistă de biciclete și de role pentru tineri, vreau să avem o sală de spectacole la nivel european și vreau să dezvolt și mediul de afaceri. Vreau să construiesc un centru de afaceri unde oamenii de afaceri să se întâlnească și să găsească lunar soluții pentru dezvoltare și vreau un centru, un incubator de afaceri pentru tineri, unde tinerii poate să vină să primească consultanță gratuită pentru înființarea unei afaceri. Și vreau să le spun târgujenilor că mă voi ține de cuvânt. Mulțumesc! Regia, vă rog, spotul electoral al domnului Marius Vlaicu. Stimați gorjeni, sunt Marius Vlaicu, candidat la primăria municipiului Târgu Jiu din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României și totodată la funcția de consilier local și consilier județean în cadrul Consiliului Județean Gorj. Doresc să dau înapoi orașului în care m-am născut, Târgu Jiu, oamenilor care și-au rădăcinile sufletești și spirituale în acest minunat oraș, măcar o parte din iubirea, abundența, înțelepciunea pe care le-am primit în dar. Mă voi ține de cuvânt! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumesc invitaților mei, domnul Gheorghe Bilea, candidat PNL la primăria Bolboș, și domnul Gheorghe Gorun, candidat PNCCD la Consiliul Municipal Târgu Jiu, și domnul Marius Vlaicu, candidat UNPR la primăria Târgu Jiu, Consiliul Municipal Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj. Și noi vă mulțumim, stimată doamnă. Și noi mulțumim și eu urez succes tuturor colegilor de platou și tuturor candidaților. Mulțumim, dragi telespectatori, pentru atenție. Ne revedem mâine cu alți candidați. Vreau mai să... frumoși, mai deștepți. Mai... Noi... Nu, nu vedem dacă vor mai frumoși sau mai deștepți. În orice caz, noi, ENSA TV, suntem deschiși să colaborăm cu absolut toți candidații, cei care își doresc și care își exprimă dorința către partid să participe la o dezbatere la ENSA TV. Ne bucurăm că iată, avem participare aproape 100% din partea candidaților. Am avut doar două candidați care nu au venit. Vă spun la revedere și ne revedem mâine cu alții, sper, 3 candidați, dragi telespectatori. La revedere!